Am zis mereu că cel mai mare pericol este să nu admitem să vină la putere Iguododon. Și am zis că sunt gata să fac anumite sacrificii pe plan personal, dar ca cauza pro-europeană, care înseamnă încoate reforme, care înseamnă presiune din partea europenilor pentru a ne reforma justiția și lupta împotriva corupției. Deci am zis că sunt gata să fac astfel sacrificii dacă apar într-adevăr pericole la adresa acestui parcurs european.